Reapare în cadrul ușii cu o armă la care nu știu câți de voi vă așteptați. O sticlă de ulei bunica. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Haideți să citim povești despre vecini super janghinoși care au făcut chestii ilegale demne de chemat poliția, chestii super dubioase și ultimele janghine de vecini și citim poveștile trimise de voi la Cine-i Janghina, emisiunea în care vezi că citesc poveștile voastre și decid cine-i janghina pentru că sunt judecătoare și voi nu sunteți. Dați subscribe, veniți pe Twitch. Justițiarul complexului. Bună să vă fie inima, salutări Judge Rooks, prea înalții Andreea și Eustache, mult prea talentată Amuna, cel mai bombit chat existent. Și bon appetit, if I'm lucky enough, ca umilea mea isturisire să treacă granițele YouTube-ului. De-a lungul timpului m-aș fi putut încadra în câteva teme cu mici povestioare, însă niciuna nu s-a ridicat la coșmarul ce urmează să fie împărtășit cu voi. Când privirea mea a căzut peste cuvântul vecini, am știut e timpul. Așadar, scoateți mâncărica de la microunde și desfaceți doza, căci se făcea că ne întoarcem în anul 2017, când eu, naivă provincială studentă în anul 2 la prestigioasă universitate din București, am decis împreună cu mai BFF, o să o numim Sorela, că e timpul să ne dăm upgrade la garsoniera care ne petrecusem primul an de facultă, să ne mutăm într-un complex din capitală la un apartament cu două camere. Bun update. Zi și făcut. Cu plapuma și două borcane de zacuscă la sub braț, am pășit pragul noii noastre locuințe. Se închirie, evident, detaliu relevant pentru mai târziu. I mean, cu tot respectul, eram pretty sure că e chirie cine își cumpără un apartament cu prietena ei în anul 2 de facultate. Good for you if you do, but highly doubt. Eu și sorela mea am fost și suntem două caractere foarte ordonate, atente cu obiectele, mai ales dacă nu ne aparțin, și liniștite. Și nu, chiar nu zic asta că s-a umflat tărâța în mine, o zic că o să vă faceți o idee că nu eram genul de student care să vandalizeze un apartament. Ok. Așadar, printre primele lucruri pe care ni le-au comunicat proprietarii s-a numărat informația că trebuie să intrăm în grupul janghinos de Facebook al acestui complex pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă. Oh, boiler, do we know că ne semnam sentința. Uf, I really hope there is seeds, că există dovezi la povestea asta. Vreau și un screenshot. Complexul era destul de mare. Fiecare bloc un administrator diferit. Ok. El nu-l face ca administratorul scării noastre, un nefericit domn de 40 de ani care întorcea capul după orice entitate feminină prezentă, o să-l numim Mucea. Era vecin și de palier cu noi. Mucea ne bătea la ușă exagerat de des pentru tot felul de nimic, iar într-una din zile, while I was taking an afternoon nap, ușa apartamentului se deschide. Ca o proastă am uitat să-mi cui. No, just don't. Și intră Mucea în casa mea spunând, scuze, am greșit apartamentul. No. Întrebați-mă de ce nu am sunat instant la poliție că nu am niciun răspuns. I mean, you were flabbergasted, te-a trezit din somn, erai buimacă și încerci să zici, dar scuză-mă? Perdon, a intrat în casa ta, scuze, am greșit apartamentul când stai acolo de foarte multă vreme și știi cum se zice în apartamentul tău? Nu. Și stai pe palier cu voi, dar n-avea cum să greșească. Cum eram mega entuziasmat de noul apartament, în primele săptămâni de la mutare, eu și Sorel am decis să ne chemăm alte două prietene în vizită la un ceas. You just pass by this information and that's it? Ok. Eu și Sorel am decis să ne chemăm alte două prietene în vizită la un ceai la o sămânță. Vin, fetele parchează mașina pe unul din cele 5 locuri de vizitatori disponibile în tot complexul și ne petrecem o seară liniștită ca între fete. Wow, locuri de vizitatori, that sounds beautiful. Îmi doresc să locuiesc într-un complex, dar din motive diferite. O să fac o pauză lungă. Mijloc cu poveștii. Mi-aș dori să locuiesc într-un complex de blocuri, dar doar din motive de securitate, dacă ar fi any type of security in bloc, dacă ar fi o cameră de pachete, o cameră în care îți vin coletele, și dacă toți prietenii mei ăștia micuți ar locui în același complex, ca să fim o comunitate absolut superbă și drăguță. So basically this doesn't exist, dar aș vrea foarte mult să existe. Ador când e o comunitate open și friendly de vecini, ador când vecinii sunt prieteni între ei, mi se pare absolut superb. Când eram mic am crescut într-un bloc în care vecinii erau prieteni între ei și se știau toți pentru că s-au mutat toți în același timp în bloc, în momentul în care Ceaușescu a construit blocul, ei s-au dus în acel bloc toți. S-au cunoscut foarte repede între ei și erau toți foarte tineri. Erau tineri care abia își începeau viața. Early 20s, late 20s și toți au fost prieteni între ei și mi s-a părut
tot timpul absolut superb, dar n-am mai întâlnit asta la absolut nimeni. Vreau să trăiesc într-o comunitate în care ne ajutăm cu toții și suntem prieteni toți între noi. Asta îmi doresc. Vă imaginați petrecere, nu vă bate nimeni în preț că sunteți deja acolo. Efectiv, efectiv. Same girl, uite mâna, hai că ne cumpărăm apartament în același complex, construim noi complexul. Rux vrea doar pâine și zahăr pe gratis. Rookstown. Nu, lași numit după mine, mulțumesc, dar ar fi foarte drăguț. Sau ce mi-aș mai dori, aveam această fantezie cu prietenii mei când nugeam în Italia, că erau mereu aceste știri care circulau în Italia despre sate abandonate, unde puteai să-ți iei vile cu 1 euro, 10 euro, but of course there was a catch. Trebuia să investești în primii 3 sau 4 ani de când aveai casa 100.000 de euro să o renovezi. And obviously we had that 1 euro to buy it, nu avem ce 100.000 de euro să o renovăm. Și glumeam toți că ar fi super să populăm toți, mai ales că eram toți internaționali și din diferite părți ale lumii și ne se părea că era orășelul internațional sau satul italian internațional și am fi stat tot la mare și am fi avut mașini și ne-am fi ajutat între noi și am fi locuit în aceste căsuțe și fiecare le-ar fi decorat superb și eu aș fi stat pe deal și iar ar fi stat la vaie și mereu vorbeam și părea totul absolut drăguț. Obviously, it's not happening. Dar ne plăcea, ok? Suna foarte bine. Da, lasă-mă în pace. Ți-ai dorit să locuiești în Sims? Da, da. Nu sună super drăguț să ai viluțe cu prietenii tăi și să vă vedeți fiecare de treaba lui, dar unor să vă întâlniți? Să fie doar prietenii tăi? Jean Ghinovil? Sounds beautiful, I'm so sorry. M-aș muta acolo și face un credit de 40 de ani pentru așa ceva. Te aștept. Și să fie oricum neapărat să fie la mare. I'm inventing this. Dar nu în Constanța, deci ar fi în altă țară, deci nu există acest loc, again. Dar totuși ai și muntele destul de aproape și e kind of Italia, dar o insulă care nu există. Și în continuare nu locuim doar eu și prietenii mei, sunt și bătrânii localnici, reali și alte familii, da? Mă rog, să continuăm. A doua zi plecăm toate la treburile noastre și ziua decurge normal până când primesc un SMS de la sorela. Intră pe Facebook. Voi folosiți Facebook? Nu știu câți erau persoane care au trimis această poveste, dar vreau să știu voi, oamenii din chatul meu, în mod specific, folosiți Facebook. Pentru că n-am auzit de foarte multă vreme persoane care să zică că folosesc Facebook. Am văzut de curând, m-am uitat spre telefonul lui prieten și foloseam Messenger-ul de la Facebook. Și eram, Doamne iartă-mă, cu cine vorbești? Nu, doar pentru stock. Nu, Messenger doar. Anunțurile de la facultate, da, mai știu că grupurile mai sunt. Ok, deci pentru grupuri. Pentru că m-am trezit odată că aveam mesaje pe Messenger, că eu mi-am închis Facebook-ul meu, doar că acum mai mult timp, doar că mi-am păstrat Messenger-ul la un moment dat și nu știam că mi-am păstrat Messenger-ul și nu știu ce am intrat în aplicație sau mi-a zis cineva că mi-a scris ceva pe Messenger și am intrat și aveam mesaje neștite din grupuri în care eram like, what am I doing this? Why am I using this? Facultatea refuză să se mute pe Insta sau orice altceva. I guess Insta nu este formulat eficient pentru grupuri, sau pot să înțeleg. A doua zi plecăm toate la treburile noastre și ziua de curte normal până când primesc un SMS de la sorela. Intră pe Facebook. Șoc și groază. Pe grupul complexului apăruseră 3 poze cu prietenele noastre arătând cum coboară din mașină și înaintează spre scara blocului. Why don't I see the photo? Cenzurată, evident. Descrierea pozei, redată de cel ce va deveni chintesența acestei povești, un necunoscut pentru noi at this point, let's call him Ciumilică fără frică, era în felul următor. Le cunoaște cineva pe aceste două domnișoare? Dacă ar fi să ne luăm după telefonul din mâna ei, poză cu zoom la iPhone-ul pe care îl țineau dintre ele și după mașinile din care au coborât, un Audi A1 mic și scumpic, mi-ar fi ușor să-mi dau seama cu ce se ocupă dânsele. Și geanta asta mie îmi pare de piele, poză la geanta Bershka pe care Petra mea avea pe umăr. Scuze-mă, cine e investigatorul ăsta privat, creepy? What are you talking about? Why would he do that though? Și pentru ce? Că ți-au venit și oameni care au parcat fix pe locurile alea. Deci e clar că sunt veniți în vizite. Why are you doing this? Deci urmărești fete random. Vă dați seama că mi-au costat 3 plombi și un canin și instant am sunat proprietarii apartamentului. Aceștia ne-au informat că Ciumilică fără frică este o prezență extrem de controversată în complex. Jobul era de paznic într-un parc din vecinătate, însă ca second job alesese să se autoproclame justițiarul complexului. Dar și locuia în acest bloc? De ce, dacă doar lucra în parc, de ce lucra și ca în complex? Sau locuia și în complex? Imagine having a job and still being jobless. Făcea side quest că s-a pensionat. Doamne, why? Nu peste mult timp primesc o altă notificare pe Facebook. Ciuminică fără frică a adăugat o nouă postare. De data aceasta era un set de poze cu mine și sorela în timp ce duceam gunoiul la tomberoane pentru reciclat. Descrierea era: uitați cum vecinile noastre aruncă saci menajer în tomberonul incorrect. O să le fac o sesizare și vom rezolva cu amendă. Ok, du-te la ele în momentul ăla. Du-te la ele dacă le-ai văzut. Dacă aveai timp să le faci o poză, le zici: hei, fetelor, ați găsit tomberonul, de obicei le punem în astea. Why do you need to shame them in public?
Știam deja că fac parte din castingul pentru serialul You. Simțeam deja că fac parte din castingul pentru serialul You. Mă simțeam și actually eram privită de mii de locatari care vedeau pozele cu noi, care li se atașau aceste descrieri ordinare. Nu aruncați croșii stricate în mine, într-adevăr nu sortam gunoaiel din casă, plastic cu plastic, hârtie cu hârtie, însă aruncam saci în aceeași tomberoane. Păi, e urât, iubita. Obviously, apelez din nou la proprietarii. Aceștia mă asigură că o să se poartă discuție cu el. Part-time paznic în parc, part-time camera 4K. Sincer. Why? Why does he need to do this? Dacă vă întrebați și alte postări, mai făcea ciuminică fără frică pe grup, am să vă număr câteva. Poze la cacix de câini. Cacix de câini, pisici, la descriere întreba cui sunt. Poze la role, biciclete, trotinete ale copilor din complex care se jucau în parculețul interior, spunând că jucările lor nu au ce să caute pe străzile dintre blocuri. Filmări ale copilor care se dea un leagăne sau pe topogane, spunând că e ilegal câtă gălăgie fac. Sir, why are you filming kids? Stop! Și preferatele lui, poze la literalmente orice mașină staționat pe locurile de vizitatori. Nu conta ora, he was always ready to take a photo. Unde locuia? Nu înțeleg. Iată ne ajungi la punctul culminant al poveștii. Într-o însorită duminică, eu și Sorela mergem să facem cumpărături, printre care și câteva articole grele și voluminoase. Un cuptor cu microonde, o lampă, un box de apă și restul de câteva sacoșe. Așa de răspuns Sorelei. Hai că trag mașina fix în fața scării ca să ducem toate astea în scară, să ne fie ușor și apoi merg să o mut. Plot twist, nu locuia în complex, nici eu nu cred că locuia în complex. He doesn't even go here. She doesn't even go here, efectiv. She doesn't even go here. Doar că planurile ne-au fost date peste cap de Mucea și Ciumilică fără frică, care aparent erau BFF. Aceștia se dau pe scările de la scara noastră, fiecare cât o bere în mână. Noi ne apucăm să cărăm, făcând abstracții de ei, însă Ciumilică scoate telefonul și îndreaptă spre mine și spune: cum îți permiți să parchezi aici? Tot ceea ce am putut să răspund a fost: nu mă mai filma. Ciumilică continua să mă filmez din toate unghiurile, mergând apoi lângă mașină și făcând poze la numărul de matriculare. That's absolutely horrible. În aceeași seară urca pe grup postarea care a dezlănțuit jihadul. I'm sure it's a better way to describe it. Această domnișoară este chiriașă aici. Chiar acceptăm așa ceva? Uitați cum am parcat. Dacă avea cineva nevoie de o ambulanță, nu ar fi avut loc în fața scării din cauza ei. Haideți să facem ceva cu acești chiriași veniți de la sat. Of course, atașată filmarea cu mine și poza cu numărul mașinii, după care l-a dedus că el aș fi stat la sat. Că gen nu avea număr de București, avea număr din Constanța, deci era de la sat sau de undeva. At this point I was fuming. But not your average fuming. Îmi doream să-i desprind capul de pe umeri și să mă pot juca mingiuța cu el. Așadar, accept invitația la război, fac și o postare pe grup în care întreb: mă poate ajuta cineva, vă rog frumos, cu numărul de telefon al lui Ciumilică fără frică? Câțiva vecini foarte drăguți, mulțu și vă pup că ați ținut cu mine, mi-au scris în privat, inclusiv apartamentul la care stă, într-un bloc diferit, deci stătea în complexul ăla. Iau șoșonii în picioare și mă duc la ușa lui. Îmi deschid o tanti care foarte confuză îmi spune că Ciumi e la lucru, iar eu la fel de calm îi răspund: nu-i problemă, vin mai târziu. Mai pe seară, ajunge Sorela acasă, ea și ea șoșonii și purcede spre ușa lui, deschide-ne obrăzatul și cu același tupel infect roșdește. Cum îți permiți să mă deranjezi la mine la ușă? Deci am citit propoziția asta cu vocea lui Vadim. Cum îți permiți să mă deranjezi la mine la ușă? Wow. Vi se pare normal să ne urmăriți fiecare mișcare, să ne bagiocoriți pe grup, să faceți publice și detalii despre noi? În timpul ăsta, Sorela dăduse drumul la filmare, moment în care ochii lui Ciumi s-au dat peste cap și m-a prins de umărul Geci. Hai, dați-i drumul de aici mai repede. Sorela, warrior din fire, pupix fei, sare cu pieptul înainte ca un cocoșel de luptă și îi spune: ia mâna de pe ea, sun la poliție! Îmi tremură fiecare mușchi al corpului de nervi. Vecinii deja ieșiseră să admire show-ul. Țipetele erau intense, mulți decibeli, dar niciunul n-a intervenit. Într-o singură fracțiune de secundă, Ciumilică fără frică dispare și reapare în cadrul ușii cu o armă la care nu știu câți de voi vă așteptați. O sticlă de ulei bunica pe care o ținea fără dop asupra capetelor noastre. I mean, it's efficient, I'll give him that, să vezi ulei pe cineva, da, poftim? Ce prăjit, please scratch the joke. Catch the joke, da. Moments before disaster. Doamne, ce ratat! It is kind of funny, no? Că s-a gândit la asta, m-aș gândit niciodată la asta. Cam un suros! I love you guys. Am început să fugim pe scări, arătarea fugea și el cu uleiul după noi, în momentul în care am dat nas în nas cu Mucea. Da, Ciumi l-anunțase între timp și acum venea să-și salveze tovarășul de cele două chiriașe cu 20 de ani mai mici. Multe reflexe au fost schimbate, cum că noi stăm acolo ilegal și vom fi dat în judecată și noi și proprietarii. Da, sure. Ajuns afară din bloc, am apelat la 112, eram toată plânsă de frustrarea neputinții și a umilinței. Eram gata să-l sun pe tata urs, la proprietatea în fizic de urs, love you daddy, ok? Să-l chem la 70 de kilometri să mă ajute puțin. Odată a sosit echipajul, le-am făcut un rezumat a tot ceea ce aș citi până acum, le-am arătat dovezi, iar când le-am oferit datele lui Ciumilică,
Reacția lor a fost: a, domnișoară, îl cunoaște, am mai avut multe probleme cu el. A intrat în conflict cu mulți vecini până acum. În parcul în care este paznic, interzice oamenilor să-și plimbe căței, să mănânce pe bănți sau să atingă vreun fir de iarbă. Bro, ăsta n-are ce face. Iată, ne-a ajuns la finele acestei povești. Ciumi a purtat o discuție cu poliția, Muce a purtat o discuție cu proprietarii apartamentului, iar Ciutorela a mai rămas maxim 6 luni acolo, luni în care Ciumilică, fără frică, continua să hărțuiască alți vecini, iar pe Muce nici nu-l mai salutam și evitam contactul vizual. Îmi pare extrem de rău că am pierdut în cursul anilor și al telefonelor schimbate toate screenshot-urile ca dovezi. V-ați fi distrat pe cinste, wow. E client vechi. Dar mă enervează când poliția zice asta, al știm, dar n-am ce să mai facem. Thank you, I guess. Așa, scumpă judecătoare rus, cum ceat, urmează întrebarea roșie. Cine este jerpelitura? Eu și her, pentru că am vrut să-mi fac dreptate singură și am mers la ușa lui. Sorela, pentru că a fost de acord să ne mutăm din garsonieră. Proprietarii, pentru că nu ne-au avertizat în legătură cu el. Mucea, pentru că era administrator afemeiat și băgăcios. Ciumilică, fără frică, deoarece stocărea 24 din 24 viețile tuturor și nu avea frică de nicio repercusiune a acțiunilor sale. Și eu că a fost un story time cam lung, nu mi se pare. Sper că v-am făcut seara mai bună și mai bună cum și voi mi-o faceți mie mereu. Vă iubix pe tot și vă rog să aveți grijă unde vă mutați. Seară faină și mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Wow, Conde alert. Da, 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 e Conde. Nu mă așteptam absolut deloc să fie o poveste cu ulei aruncat, adică din toate armele posibile. Nu mă așteptam la asta. M-aș fi gândit că venea cu ceva în care putea să-l lovească, dar fără să-l lovească tare. Gen ceva mai de cauciuc, ceva mai like I'm not giving you ideas. Clar, Janghina și Mucea, Janghina este Ciuminică fără frică. Ciuminică fără frică e Janghina mai mare. Fetele nu sunt Janghina. Poliția e Janghina, pentru că sigur puteau să facă ceva mai mult scary. Dar Janghina supremă este Ciuminică fără frică, să-ți acorde punctele. Ce ratat infect, care n-are ce faci cu viața lui. Te dracu de moș ramolit, care n-ai ce face. Trebuia să fie groaznic să torni cineva ulei pe tine, o armă eficientă. Da, se duce greu, aluneci, îți intră peste tot, oribil. Da, și vecinii care aruncau apă fierbinte ca să nu te mai joci în fața blocului. Pare la fel de bășit ca genul ăla de vecini. Curte la apartament. Bună seara, Rux, ce ai posibil invitat în Twitch echipe care face ca poveștile să ajungă în fața noastră și bon poft YouTube, doar dacă sunteți abonați. N-am mai trimis niciodată o poveste, mă simt ca la bacla în subiectul în care trebuia să scriu un text argumentativ pe anumită temă, așa că here we go. Dacă eu n-ajut tinerii din România să facă mai bine la BAC, nu știu cine o face. Nu știu, deci nu știu. Jur că eu muncesc atât de mult la treaba asta. Adică eu ajut oamenii să aibă condei, să scrie povești bine, să aibă introducere, intrigă, stabilirea acțiunii, încheiere, toate capitolele care nu mai știu cum se numesc. Dacă eu nu-i ajut, dar cine îi ajută? Ești singura care i-a apăsat vreodată educație în țara asta. Și mulțumesc că spui asta, că mi se pare că nimeni nu zice asta. And I work like a dog day and night. Se făcea că eu și prietenul meu am decis să ne mutăm într-un alt apartament, într-un cartier liniștit din inegalabil oraș Cluj-Napoca. După lungi căutări și dezbateri, orașul Cluj-Napoca, am găsit un apartament pe placul amândurora. Era exact ce ne-am dorit având în vedere spatele blocului, așadar. Nu era gălăgie, avea balcon deschis, ce să mai ne-a convins. Ba chiar foștii chiriași au lăudat balconul, fiindcă avea o vie care vara, când înflorea, ținea umbră și făcea struguri. Uai. Nu eram noi experți în viticultură, însă ne-am gândit că n-ar prinde bine să avem ceva de care să ne îngrijim. Fiind iarna, perioada în care noi ne-am mutat, vecinii erau foarte activi, liniște în jurul blocului, nimeni nu făcea nimic. Trece iarna și începe să se simtă agitație printre vecini. Noi, ca două babe, stăteam la țigară și le urmăream fiecare mișcare. Cine cu cine iese din bloc? Care mașina cui? Care garaj e al cui? Cum astfel să ajungi să-ți cunoști vecinii, nu? Primele concluzii. Media de vârstă 60+. Mirea de vârstă 60+. Oamenii ieșiți la pensie cu timp liber. Își găseam ceva de făcut în fiecare zi prin grădina blocului și pe la garaje. Astfel zănim că la unul dintre garaje este mai tot timpul activitate. Un domn pe la 70 de ani, să-i spunem crescătorul, se plimba zilnic la garajul său și meșterea ceva. Măi, ăsta creștea ceva acolo. Nu am reușit să înțelegem exact la ce anume lucra, dar de fiecare dată când își termina treaba, lua o mână plină de boabe de porumb și le arunca pe jos pentru a hrăni porumbei. Ok. De fiecare dată venea un stoi de porumbei și mâncau boabe. La scurt timp am realizat că porumbei sunt foarte obișnuiți cu crescători și că de fiecare dată când îi simțeau prezența afară, se adunau în jurul lui, așteptând să primească ceva. Ok. Aflând că crescătorul stă cu două etaje fix deasupra noastră la 4. Țineți minte cât de încântați eram noi că avem balconul deschis? Ei bine, crescătorul a început să arunce mâncare pe geam să rănească porumbei. La început erau doar boabe de porumb, însă cu timp a început să arunce mămăliguță și oastră la pulpele de pui. You're feeding them other birds?
Da, oameni buni, mămăligă și oase. Vă întrebați dacă porumbei mănâncă oase? Ei bine, și eu m-am întrebat același lucru. Imaginați-vă dimineața, cum stăteam eu liniște la țigară, savurându-mi cafea înainte să încep jobul la corporație, când dintr-o dată toți porumbeii care stăteau deasupra blocului plonjau până în jos pentru a prinde ceva de mâncare. Eu am fobie de păsări și anxietatea mea era la cote maxime de fiecare dată când auzeam cum cad boabele ale nenorocite. Într-o zi mi s-a umplut paharul, numai ce făcusem curățenie pe balcon și am găsit resturi de porumb și mămăligă. L-am rugat pe prietenul meu să meargă la crescător să-i spună frumos să înceteze, n-am mai aruncat mâncare pe geam, când intră în balcon și mereu mizerie. Să spise nouă, sunt cafeluță, da. Se căcau porumbii în capul lor. Zi și făcut, prietenul meu s-a dus, a discutat cu crescătorul, acesta părea că înțelege, pentru câteva zile s-a oprit. Am avut parte de câteva zile de liniște și pace, însă să nu credeți că pentru prea mult. Adevărata poveste abia acum începe. Dimineața, cum deschideam geamurile să aerisim, auzeam un cucuridu, loud and clear. Mă întrebam mereu de unde se aude, dar mă gândeam că de la o casă de peste drum. Ca să aflu că de fapt sunt devine chiar de la balconul crescătorului. Am crezut că el făcea cucuridu. Da, crescătorul avea un cocoș într-un apartament la bloc. I mean, he needed an alarm to wake up. Dar de ce avea doar un cocoș? Că gen înțeleg să ai o găină și un cocoș, știi? De ce ai doar un cocoș? În fine, nu bag de seama acest aspect, că am zis fiecare face ceva la el în casă. Asta până când a venit a lovit căldura verii. În lunile de vară ieșeam pe balcon și mirosea găinați ca și cum stăteam în el. Vă dați seama, soarele bătea de dimineața până seara pe balconul închis. Cocoșul stătea în propriile nevoi, geamul era deschis că doar trebuia și el să respire și tot mirosul ăla se împrăștia. Să nu mai zic cum mirosea pe scara blocului. Erau zile în care intram în scară și venea instant să vomez. Cuvântul vomez. Amin, găina e chiul, cocoșul e drag și face gălăgie. Da. Trec și peste asta până când într-o zi, când vine acasă de la serviciu, dau să urc cările și de sus coboară crescătorul cu o plasă de rafie în mână. Nu ajung să urc primele trepte și aud cotodac. Nu venea să cred ce aud. De frică, țineți minte că am fobie de păsări. Mă întorc din drum, ies din scară, dau o tură în jurul blocului, așteptând să iasă crescătorul să pot ajunge în siguranță în apartamentul meu. Ajung într-un final în casă, plină de nervi, încerc să caut pe net ce pot face ca să-l reclam undeva. Am zis că mi-a ajuns, nu mai suportam mâncare pe balcon, porumbei care plonjează de pe bloc, cocoș și găini, n-am fost enough. Caut dacă pot să reclam la garda de mediu. Mă gândeam că ei se ocupă de asta, apoi caut să văd dacă poliția poate să-i facă ceva. Citesc câteva articole dintr-o hotărâre de consiliu, însă nimic concludent așa cu la zbaltă. Nu trece mult timp de la această întâmplare când într-o zi vorbeam pe FaceTime cu prietena mea și mă uit pe geam, văd cum cade o bilă mare galbenă. Un ou? What is this? Ies pe balcon, mă uit în jos, văd că e mămăliga, ok. În momentul acela de la adrenalină nici nu mai îmi pasă de porumbei, am scos capul pe balcon, m-am uitat direct în sus și o văd pe soția, crescătoarea, cum stă cap pe geam și zâmbește. Mă uit la ea, se uită la mine și zic, nu vă supărați, vă rog eu mult, nu mai aruncați cu mâncare, mi intră în balcon. Dar ce dragă că am aruncat cu boltă, n-a intrat nimic la tine. De această dată nu, dar de multe dăți când îmi intră e chiar neplăcut. Se uită la mine cu un rânge și nu-mi răspunde. Dar pe dumneavoastră așa v-a învățat mama să aruncați cu mâncare pe geam, n-aveți și 7 ani de acasă, ați ajuns la vârsta asta, nici să nu știți cum să vă comportați. Chiar mi se pare că așa ataci pe oameni de vârsta asta, le zici de respect și de ce te-a învățat de acasă și că nu știi cum să te comporți. Sau îi zici că îi faci de râs la alți vecini. Cred că asta ar funcționa pentru vecini de genul ăsta. Escătoarea nu mai ieșe nimic, dă din mână ca și când lasă-mă, pace și bag capul înapoi în casă. Wow, o băteam. Clocoteam, nu mai puteam de nervi. Mă pun la laptop și de data asta convinsă că le vine de hackout numărul de la poliție. Era video și făceam griji că ăștia au program de stat, nu stau până la 6 seara. Mă gândeam că nu o să răspundă nimeni, dar minunea se întâmplă și cineva răspunde. Domnul polițist îmi ia datele și îmi spune că un coleg va veni săptămâna următoare să constate toate cele spuse de mine. Zic, mulțumesc și mă bucur de victorie. Am început să mă gândesc că până săptămâna viitoare nu mai e mămăligă aia în grădină, așa că cobor și fac poze. Imaginam cum vine poliția, le arăt dovezi. Ei merg sus la soții crescători, vă găina și cocoș și bam! De confiscă animalele sau ce face poliția în cazuri de astea. În capul meu tot era perfect până când spre după masă îi văd pe soții crescători că se urcă în mașină. Mă uit atent și văd că doamna are în brațe găina. Zburdă frumos la ea în brațe. Era liberă, nu în plasă, nu acoperită, nu nimic. La tot ce mă puteam gândi era ce fac cu găina în mașină. Acum nu mai am dovada faptului că crescătorul crește găini. Toate eram panicată, așa că l-am pus pe prietenul meu să-l sunem pe administrator, că ei se înțeleg bine, și să-i spună ce le întâmplate. Aflăm că soții crescători au plecat la țară unde au o casă și au presupus că s-au dus să taie găina. Nici o problemă, am zis, a rămas cocoșul, dovezi există, deci nu scapă ușor. Trece o săptămână, trec două și niciun echipaj de poliție nu apare să constate cele spuse de mine. Într-un final, după 2 săptămâni jumate, stând la țigară pe balcon, văd o mașină de poliție că parchează la garaj. Se dă jos un domn alb în
cap părerea vreo 60 de ani. Mă gândeam, în sfârșit a sosit momentul dreptății. Bate la ușă, îi deschid și mă roagă să mă legitimez, iar apoi mă întreabă unde stă crescătorul. Îi explic și urcă la etajul 4, bate la ușă o dată, de două ori, de trei ori și nimic. Iese vecina de vis-a-vis și spune doamnei polițist că soții crescătorul nu sunt acasă, sunt plecați la țară. Când am auzit, mi s-au muiat genunchii, nu puteam să cred toată așteptarea asta pentru nimic. Aveam lacrimi în ochi, dar domnul polițist îmi spune că să stau liniștită, că se întoarce săptămâna viitoare și rezolvăm. Needless to say că nimeni nu s-a mai întors. Iar eu obosim deja cu acest subiect, așa că n-am mai sunat să-i rog să se întoarcă să verifice. Of, îmi pare rău. Am mai încercat prietenul meu să discute cu crescătorul, să-l roage măcar să nu mai arunce cu mâncare de pe geam, să meargă în grădină, să lase mâncare acolo. Acesta într-un final a înțeles să mai potolit. M-am tot întrebat mereu dacă am exagerat să chem poliția, dacă sunt eu aia nebună și de fapt trebuia să las pe om în pace să dea de mâncare, să facem crescătorie de porumbei în grădină și crescătorie de găini pe balcon. Așa că în orată instanță vă întreb, cine e jetorul? Eu, că m-am săturat să am mâncare în balcon și să intru cu frică în scara blocului, așa că am chemat poliția. Prietenul meu, că e sălăjan și cum se cade și nu a făcut un scandal mai mare când a mers să vorbească cu vecinul. Crescătorul, care aruncă peste tot cu mâncare pentru a hrăni niște păsări care se pot hrăni și singure și mai mult avea crescătorie de găini în balconul lui. Sau domnul polițist, că nu s-a mai trebuit niciodată să constate cele spuse de mine. Pese, a trecut un an de la acestea întâmplări, în timp ce crescătorul și-a tot mutat găinile. Când stăteau pe balcon, când în boxa blocului, până când într-o zi administratorul blocului, care stătea vis-a-vis de el, s-a săturat și a chemat și el poliția. Deci odată crescătorul a fost obligat să renunțe la găini și cocoși, să nu mai arunce cu mâncare pe geam. Chiar ne întrebau la un moment dat cum de nu se mai aude cucurigul. Vorba umblă cum că n-a renunțat de tot la ele, ci le ține într-o boxă în cealaltă scara blocului. Wow. So you won, în final. And I'm happy for you. Clar, Jeanghina este crescătorul, Jeanghina este polițistul că nu s-a mai întors, fata lui Jeanghina, restul persoanelor implicate nu sunt Jeanghina. Very rude of that man. Să crească animale, să nu-i peste deloc. De ce crezi? Răspuns că și animale la bloc. E împuțit, e nasol. Nu, nu, exclusiv. Așa, prepeliția și camera secretelor. Salutare, prieteni dragi din chat, Regina Rux, talentată Muna, Andreea și Eustache. Și let's hope so, poftă bună YouTube. Hai pe Twitch! Această poveste este pe domnul ce locuiește vis-a-vis de mine într-un bloc vechi de peste 20 de ani de o clasică arhitectură comunistă. Tot începe când aveam 4 ani și am vizitat-o pe mătușa mea, the cool aunt, eu, care locuia pe acea vreme în bloc, în acest bloc. Nu prea eram conștient de multe lucruri la acea vârstă, dar amintiri vagi, cum ar fi. Îmi amintesc cu o ușă foarte creepy care se afla pe hol. Mereu când urcam scările până la etajul ei, știam că acela era etajul pentru că auzeam ușa creepy. Mereu mă întrebam ce se află în spatele acelei uși, dar ulterior, după ce am mai crescut, am aflat că aceea ar trebui să fie uscătorul etajului, unde locatarii etajului 4 își pot întinde rufele la uscat. Nu am văzut niciodată ce se afla după acea ușă, dar pot să spun că nu a fost folosită niciodată ca uscător acea încăpere. Singurele persoane care aveau cheie la uscător erau mătușa mea și vecinul ei de vis-a-vis, domnul prepelițar. Când eram mic, acest domn creștea prepeliții la el în apartament, mirosea găinață în tot blocul, așa că mătușa mea a venit cu această poreclă de inside, care i-a rămas 20 de ani când vorbim despre dânsul. Mătușa mea s-a mutat în Italia și apartamentul i-a rămas gol, așa că la 18 ani mi-am făcut curaj și am întrebat dacă mă lasă să mă mut în oraș la ea în apartament pentru a începe viața mea independentă și procesul de maturizare. Mi s-a părut un deal win-win. Eu mă mut singur, iar are pe cineva de încredere care grijă de apartament. Zici și făcut. Ce drăguț, mă bucur mult. Așa aș vrea să fiu și eu ca mătușă. M-am mutat în locul ce va să devină noua mea casă, în care locuiesc singura de aproape 6 ani. Doar că nu știu de ce visam că o să trăiesc o viață ca în Friends, că o să cunosc vecini și că o să mă împrietenesc cu ei, că o să stăm non-stop împreună și o să fim friends for life. What a joke. M-am mutat și vecinul de vis-a-vis era domnul prepelițar. Lângă domnul prepelițar locuia un domn care le cam avea cu alcoolul, iar lângă mine locuia un cuplu care se certa 24 din 7, ea plecând aproape în fiecare seară pe la 3 plângând. Cu cine să mă împrietenesc? Primii ani au fost destul de ok, fără întâmplări bizare, dar în urmă cu un an a început totul să devină foarte spooky, foarte creepy. Simt că trăiesc într-un film polițist în fiecare zi. Anul trecut, vecinul care le cam avea cu alcool a fost găsit decedat în apartament. Era decedat de 2 săptămâni și l-a găsit sora lui care a venit cu pompierii să spargă ușa pentru că ușa era încuiată. Domnul apare murise în pat din cauza unui atac cerebral după care au spart ușa. Nu vreți să știți cum mirosea mort în tot blocul. Abia mai puteam să dorm noaptea, am început să am coșmare, eu mă gândeam oare după cât timp și-ar da seama cineva că lipsesc, dacă leșin în duș și îmi spar capul și mor. După câteva săptămâni să mă găsească și pe mine, sper că nu sunt singura cu aceste insecurități when being alone. Well, după acest incident cu vecinul decedat, am început să-l revăd pe domnul prepelițar. Sincer, nu mai văzusem de mult timp, mă gândeam că poate s-a mutat, dar a început să vină și să depoziteze diverse lucruri în uscătorul etajului. S-a întâmplat să intru o dată în același timp cu el în bloc. Dânsul când m-a văzut, a fugit la lift și a luat liftul singur. Eu am urcat pe scări, dar am ajuns cam în același timp. El cu câteva secunde mai devreme decât mine, ceea ce l-a făcut să fugă direct la ușă și să închidă cât mai repede ca să nu văd ce se află înăuntru. Am început să fiu suspicioasă, așa că am sunat pe mătușa mea și am întrebat
întrebat-o dacă poate să-mi spun, ce poate să mai spun despre domnul Prepelițar. Ea mi-a spus că tot timpul era cam antisocial. Creștea prepeliți în apartament și pe vremea când doar ei doi aveau cheie la uscător, el a început să aducă diverse chestii să ocupe tot spațiu. După ce mătușa mea s-a mutat, domnul a pus lacăt la ușă și nimeni nu mai are acum acces. Vă dați seama cum mi-am făcut o mulțime de idei, dacă era un fel de Jeffrey Dahmer, I don't know, what? Așa că am încercat să le vid cât mai des, să încui ușa de 3 ori, să nu dau ochii cu el prea mult. Deși de fiecare dată când ies din apartament, îmi imaginez că este un clip care se uită pe vizor să vadă când pleacă cineva. Cred că m-am uitat la prea multe filme. Yeah, don't imagine that, please. După o săptămână s-a mutat o nouă vecină în bloc, în apartamentul domnului care a decedat cu un an în urmă. Doamna Rodica, care mi-a spus că are de 3 ori vârsta mea, deci 3 ori 24. Faceți voi calculul că eu nu mai știu matematică de când am terminat liceu. Same, to be completely honest. A bătut la fiecare ușă și a spus că ea vrea să folosească uscătorul. De ce există uscător pe etaj dacă nu-l folosim? Eu i-am zis doamnei că domnul Prepelițar are cheie și că nu am avut niciodată curajul să-i cer cheia, așa că doamna Rodica a făcut toate demersurile posibile pentru a face rost de cheia uscătorului. Când l-a sunat la telefon pe domnul Prepelițar, el nu a vrut să dea cheia sub nicio formă, pentru că el depozitează chestii acolo și este toată încăperea ocupată. Doamna Rodica, cum nu a reușit să accepte un refuz, a sunat la cine credeți? Poliția română? Of course! A venit polițiști și au sunat la ușa domnului Prepelițar. Niciun răspuns. Așa că, să nu-și mai bată capul cu noi, domnul polițist vine cu soluția. Dacă nu reușiți să dați domnul Prepelițar, atunci sunteți autorizați să spargeți lacătul pus de dânsul. Nu o să faceți nicio ilegalitate. Nu are rost să-l spargem noi, pentru că nu ne ocupăm cu așa ceva. Dacă domnul se împotrivește, puteți să ne contactați din nou. Damn! Dar too bad, e spațiu comun. Are un chiar că ți-ai pus tu lucruri să o folosești pe post de boxă. Doamna Rodica, după ce a auzit ce le spuse domnul polițist, a venit la mine la ușă și m-a întrebat dacă am vreo ustensile să spargem lacătul împreună. Are și ea o șurubelniță acasă, ne punem mințe la contribuție și spargem lacătul. Oh my God, abia aștept. Evident că nu știu să sparg un lacăt, dar aș vrea să am acest confidence pe care l-are doamna Rodica la vârsta dumnei. L-am sunat pe iubitul meu să ne ajute el să spargem lacătul, because 3 months are better than 2. Și după multe încercări și într-un final am spart lacătul la ușa și în sfârșit am reușit să vedem ce depozita domnul Prepelițar în uscător de 20 de ani. Și ușa mi-a bântuit copilăria, așa că mă așteptam să văd doar orori acolo. Psych. Nu se deschide ușa. Ceva era în ușă și nu reușeam să deschidem. Vedeam prin ușa întredeschisă rafturi cu borcane goale, cutii, lăzi de la aprozar. Pentru că aveam nevoie de un camion întreg pentru a cărat și se afla în acel uscător și pentru a elibera locul ca să-și poată usca doamna Rodica hainele liniștită. Because let's be honest, I'm never gonna use it. Mai stau cu frică să-mi fure cineva hainele care sunt la uscat? No thanks. Sincer, și așa avea fix frica asta. Am închis ușa la loc. Eu, sincer, de frică să nu iasă vreo șobolan de acolo și am spus doamnei Rodica ce cred. Că nu putem să cărăm singure tot ce e acolo și că domnul Prepelițar trebuie să vină să-și ia, să strângă singur lucrurile. Dar noi n-am mai auzit de domnul Prepelițar de ceva timp. Therefore, what is going to happen. A murit și ăsta, nu-mi spune. Nu-mi spune că a murit, doamne. Pese, încă așteptăm vești de la domnul Prepelițar. Îmi pare rău că se termină brusc povestea, dar situația este încă în decurs de câteva zile și nu am vrut să pierd această temă, așa că mi s-a părut potrivit și am simțit să-mi spun oful către prietenii mei de pe Twitch care îmi țin companie mereu când mă simt singură. Thank you, guys. Așadar, cine e Jerpelița? Eu pentru că trebuia să o las pe doamna Rodica să se descurce singură. Doamna Rodica pentru că nu vrea să-și usuce hainele în apartament. Domnul Prepelița pentru că a crescut prepeliță în apartament și pentru că nu vrea să dea cheia de la uscător și pentru că probabil are oase de prepeliță acolo. Poliția română pentru că nu s-a implicat mai mult și ne-a sfătuit să spargem un lacăt. Sper că v-a plăcut popișul Beci. Nu e aici, încearcă să deschidă uscătoria. Aoleu, bântuie domnul ăla. Când văd cum întreabă lumea, autoarea ești aici? Am zis că vorbim cu ceva Ouija board cu suflet de dincolo. Autoarea ești aici? Dacă ești aici, dă-ne un semn. Autoarea, ascultă-mă, dacă ești aici, dă-mi un semn, dă-ne un semn și scrie-ne în chat că ești aici, dă-ne un semn și spune-ne ce s-a mai întâmplat, acesta este un test, dă-ne un semn. O simt, dar pare că e blocată în altă încăpere. Oh, miroase haine uscate. E o uscătorie. Rux în uscătorie. No, guys, de ce aș fi în uscătorie? V-aș fi spus. No, e vocea creepy. No, nu e creepy deloc. De ce ai spune asta? Ușa nu se deschidea că Rus făcea stream în uscătorie. 1, 2, 3, 4. Fac stream în uscătoria de la 4. Stai, n-am dat janghina. Janghina supremă este domnul Prepelițar, dar vreau să aflu mai multe despre asta. În rest, nimeni nu e janghina. Poliția a fost helpful, doamna Rodica nu e. Să se acorde punctele, da. Da? Ții prea tare la stream și zic bubui în toată casa prea mult. Da.
Nu toți o să înțeleagă de pe YouTube preferința că unii nu au fost pe Twitch. Treaba lor. Bine, o să vorbesc mai încet. Aoleu, ce enervant, am dreptate, guys. Pa!